ne așteaptă un joc cu o echipă, nu mai are rost să mai vorbim despre ea, un joc în care doar cu încerea jucătorilor și bună dispoziție, cu atitudine bună, sper să facem un meci bun. Un ultim meci din competiție pe care sperăm să câștigăm ca să terminăm cu capul sus, cum am și început. De ce ați continuat cu capul? Pentru că am avut alt obiectiv după intrarea în grupele conferinței. V-a fost greu să vedeți? Te rog să pui întrebările la microfon și să stai în față cu colegii. Aveți microfon, da? Ce ar însemna pentru voi acest ultim meci să fie, acest ultim meci din grupă să-l terminați cu o victorie în fața propriilor suporteri, înainte de un derby? Da, ar fi bine pentru moralul nostru, pentru suporteri. Ce pot să spun? Jucăm cu o echipă foarte bună. Trebuie să fim dornici să ne afirmăm, să controlăm, să încercăm să controlăm jocul, că până la urmă jucăm acasă și să nu uităm că am făcut o partidă foarte bună cu ei în tur. La ce fel de joc să ne așteptăm acum în situația din plasament de ambele părți? Păi nu cred că trebuie să ne așteptăm la un joc anume. Un joc în care băieții își vor face plăcerea, o atitudine bună, să joace de plăcere. Un meci important cu o echipă foarte bună. Pentru noi, doar să mulțumim suporterii care vin la stadion. De regulă, lasă de partide, apar faze frumoase și... Păi sper asta să se întâmple mâine seară, indiferent. Nu au presiune, nu au nimica. Un ultim meci în care, cu o echipă, cum am zis, foarte bună, etalează și ei valorile în fața jucătorilor mai valoroși sau teoretic pe hârtie. Cum gestionezi echipa primul 11, mai ales că duminică urmează un meci important? Vedem. Până duminică. Mai este până duminică. Mâine seara avem un meci important. Vom vedea la antrenament cine ap, cine lot avem, cum sunt băieții după meci, dacă s-au obosiți, unii dintre ei. Vom adică vedea. În calcul să trimiți cea mai bună garnitură? Asta o să vorbesc cu stafful, cu domnul doctor, să vedem ce jucători avem apți. În momentul de față nu știu nimic, o să avem o ședință după conferință. Nu, n-am zis că sunt accidentați, am zis doar după meciul din campionat, dacă au apărut ceva probleme. Ieri n-au fost nicio problemă. Sper să nu fie nici așa și atunci vom avea tot lotul la dispoziție. Florin, după meciul cu Cluj de luni, ați rămas fără antrenorul principal, fără Dică. Care e situația în momentul ăsta? Cum ați primit vestea? Da, dânsul a venit și ne-a strâns mâna ieri dimineață, ne-a spus că nu va mai continua, ne-a urat succes, ne-a mulțumit, cum și noi i-am mulțumit la rândul nostru, așa că îi urez să ajungă un antrenor foarte bun și ce pot să spun, viața merge înainte, asta este. Vă pare rău că nu ați făcut mai multe, că nu ați reușit mai multe cu el, voi jucătorii? Normal, da, clar, am avut și momente foarte bune și momente mai puțin bune împreună, ce pot să spun, a reușit să califice echipa, în campionat a fost o situație mai dificilă. Da, dânsul a ales, este alegerea dânsului, așa că noi nu avem cum să ne opunem. V-a surprins toată situația asta, faptul că el a renunțat? Da, vă dați seama că ne-a surprins. Dar, ți-am spus, suntem jucători profesioniști, așa că nu avem ce să facem decât să mergem să luptăm, ținând cont că este o perioadă mai puțin bună la acest club, în care tot noi trebuie să ne ridicăm și să continuăm, să mergem mai departe, să avem rezultate, așa că vom ține capul sus, că nu avem ce putem face. Dar voi îl simțireți în vreun moment că vrea să renunțe? Dacă l-ați simțit în vreun moment că vrea să renunțe, că așa a zis, în ultima vreme l-a tot bătut gândul să renunțe. Nu, l-am văzut tot așa pasionat, cum a fost tot timpul. Ne-a ajutat, vorbea cu noi. Adică nu s-a văzut nicio diferență. Iar a căzut beleaua pe tine. Da, belea. De, asta e situația. Așa s-a întâmplat. A fost decizia lui. Eu respectăm. Îi mulțumim, am avut ce să învăț de la el. Asta e situația, sunt aici, sper să se găsească cea mai bună soluție pentru următoarea perioadă. Și, cum a zis și Florinel, mergem înainte, nu avem ce să facem. Dacă ești tu cea mai bună soluție pentru următoarea perioadă? O lună, două, nu știu. Trei ani, cât ai voie, cât ai voie, nu știu exact. Marge. Nu, ți-am mai zis, încă nu sunt pregătit pentru asta și nu. Sunt aici doar în interimar sau meciul ăsta, nu știu, vom vedea. Și cum dansăm? Așa.
Să dea Dumnezeu, nu știu, vom vedea, e prea devreme. Nu, vreau să sunt aici doar să ajut și deocamdată sper să iasă totul bine, să facem un meci bun, să schimbăm în primul rând atitudinea, cum a zis și Florina, să avem, să aibă suporterul un meci de calitate. Aștepți ajutor pentru ajutor? Da. Eu am nevoie de ajutor, nu eu ajutor. Nu, vom vedea. Asta e decizia conducerii, ei vor hotărâ pe cine vor aduce. Sper să aleagă cea mai bună soluție și atunci noi așteptăm și vom vedea. Dacă nu, vom merge în continuare. Trebuie să ne antrenăm, trebuie să jucăm, meciurile vin până se întrerupe campionatul. Nu avem ce să facem. Asta e situația și, din păcate, trebuie să luptăm. Florinel, pentru că ai vorbit de obiective schimbate, crezi că sau voi simțiți că dacă nu s-ar fi schimbat obiectivul, puteați face mai multe în grupa asta și, eu știu, poate puteați juca cu calificarea în față mâine seara? Spun, am spus-o cu obiectivul pentru că nu s-a folosit jucătorii care au jucat meci de meci. Și asta întrebam, dacă voi simțiți că dacă nu... Niciodată, nu pot să știi. Puteam să joace un primul 11 cel mai valoros de la noi și să fie aceleași rezultate. Ai vorbit cu conducerea, care meci mai important? Asta de mine seara sau ce cu Rapid? Eu n-am vorbit cu conducerea, dar pentru mine când ești la Steaua, orice meci e important, indiferent de situație. Părerea mea, adică nu e intri cu... Joci în cupă, trebuie să tratezi meciul doar la victorie și atât. Când ești la Steaua, n-ai ce să faci. Indiferent de situație, trebuie să tratezi indiferent cine intră în dragul. Că e jucătorii care joacă mai puțin sau titulari, cum zicem între ghilime, cine intră trebuie să spună doar gândul ăsta, victorie. Indiferent. Nu există meci ușor sau meci greu. Părerea mea. Din ce am auzit, mâine veți avea un antrenor principal pe bancă și inclusiv la antrenamentul de astăzi. Voi ce știți? Aștept. Dacă era aici, atunci probabil așa va fi, dacă așa ai auzit. Nu știu. Deocamdată suntem aici noi. Vom vedea. Să vină. Nu e nicio problemă. Doamne ajută. Se vorbește de Liviu Ciubotariu. Ce pot să zic? Așa, ce părere ai de el? Cum îl percepi? Cum? Liviu Ciubotariu, cum ți-e pare să vă... Nu știu, nu comentez. Până la urmă nu e treaba mea. Chiar nu vreau să comentez. Nu mă privești. Acum ne puneți într-o situație în care trebuie să vorbim despre niște oameni care pur și simplu chiar nu... Vom vedea cine va veni, va fi bine primit, îl vom ajuta, oricine ar fi, indiferent că e Liviu Ciubotariu, că e oricare. Nu cred că a venit cineva aici și nu a fost ajutat sau nu va fi respectat sau... Asta e. E foarte greu să ne dăm cu părerea despre niște oameni care încă n-am lucrat cu ei sau nu știm nimeni. Florinel, e adevărat că Dică pierduse vestiarul? Adică avea oare ce relații încordate? Ți-o zic eu, da. Dar cine a spus asta? Eu nu cred. Păi patronul a spus că Dică pierduse vestiarul. Nu știu ce spune patronul, chiar n-am văzut declarația. Păi ți-a spus eu. Asta a spus, că pierduse vestiarul și că degeaba i-a adus bani prin calificări. Păi tu erai acolo, în vestiar, adică de-aia... S-a întâmplat nimic, adică să pierde vestiarul. Că e o discuție mai contradictorie, asta nu înseamnă că ai pierdut vestiarul. Că ai o discuție cu un jucător și părerea mea. Asta e, a vorbit Dava sau Malcolm sau nu mai știu care, Florinel sau oricine din jucători, să ai o discuție cu un jucător în timpul, la pauza meciului, asta nu înseamnă că e un conflict. Nicolae Dică a fost respectat, știu să țină vestiarul și nu cred că... A pierdut vestiarul așa dintr-o discuție cu un fotbalist. Ca să pierzi vestiarul trebuie să ajungi la multe chestii. Asta e părerea mea. Și asta cred că durează mult timp ca să pierzi vestiarul. Și Nicolae Dică e un tip care a fost respectat și un antrenor care și-a făcut treaba cât a putut de bine. Florin, la ultimele meciuri, după ultimele meciuri, patronul te tot critică. Ești pe lista lui de preferați, ca să zic așa, între ghilimele. Cum reacționezi tu? Cum reziști acestor atacuri? Da, cum reacționez? Vin, mă antrenez, stau mai mult pe teren, vorbesc cu colegii, sunt la fel, am rămas același tip și, sincer, nu mă interesează. E greu să driblez patru jucători și să dau gol. Am vorbit și cu dânsul, i-am spus asta la telefon. Dar asta este, n-am ce să fac. Trec printr-o perioadă foarte proastă, este normal, are dreptate, asta este. Încerc doar să rămân același fotbalist, cu același creier, să nu mi-l schimb și să aștept să muncesc, să aștept să ajung la o formă mai bună. Știu și eu că joc prost și că nu. Pentru amândoi ar fi întrebarea dacă o să vină azi în antrenament sau când o să vină un antrenor care ar fi al treilea în acest sezon, nu este abia început returul. Cum vă simțiți și voi ca jucătorul sau și voi ca staff? Schimbați așa într-un tur de campionat să vină al treilea antrenor?
Da, nu-i plăcut la o echipă să se schimbe atâția jucători, dar nu depinde de noi. Nu-i decizia noastră, e decizia conducerii. Asta e tot ce pot să zic. Chiar nu e situație plăcută, dar cum am zis, și Florin, viața merge înainte, indiferent că eu, că e Liviu Ciobotariu, Dică, Petrea, oricine ar fi, clubul ăsta tot trebuie să meargă înainte. Dar nu afectează lui? Clar că afectează și ei și asta se vede și în jocul lor, dar asta e decizia, ți-am zis, ține de decizia conducerii și nu cred că putem noi să facem, să ținem un antrenor dacă conducerea nu mai vrea. Sau jucători.